Gherila. Talk show direct cu Lucian Danciu. Vă salut, dragi prieteni, sunteți pe 102,2 și ascultați Napoca FM. Ne puteți urmări de asemenea pe pagina de Facebook Napoca FM, Radio Napoca FM, și pe cea personală. Discutăm astăzi prin telefon despre problemele frumosului nostru municipiu cu însuși edilul orașului, domnul Emil Boc. Bună dimineața! Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. La muncă! Ca întotdeauna. La muncă, așa, așa vă trebuie. Alternative. Dacă vedeți să fie orașul pe primul loc, trebuie să fie fiecare zi la muncă. Da, mai avem un pic și începe școala. Da, profesorii sunt școala. Pregătiți, elevii sunt pregătiți și sunt convins și nerăbdători, și unii și alții. Cum începe la Cluj? În cursul zilei de astăzi se va aproba de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru întregul județ structura de începere a anului școlar în județul Cluj, inclusiv în municipiul Cluj-Napoca. Propunerea pe care noi, împreună cu Inspectoratul Școlar, am înaintat-o Comitetului Județean pentru Situații de Urgență este cea pe care am anunțat-o încă de foarte multă vreme și pentru care ne-am pregătit de multă vreme. În esență este următorul principiu. Clasele 0-4 merg la școală. Cele mai multe dintre ele într-un singur schimb, unele dintre școli care au mai mulți copii și nu au alte soluții de spațiu, vin în două schimburi. Pentru respectarea distanței, da. Pentru respectarea distanței fizice, dar cu respectarea tuturor condițiilor. Doi. La acest scenariu de a veni la școală se adaugă clasele a 8-a și a 12-a, clasele terminale, care intră în același regim de școală. 3. Restul claselor de gimnaziu vin la școală alternativ. Adică ce înseamnă asta? E forma învățământului hibrid, în care jumătate de clasă stă acasă, jumătate este online, săptămâna următoare se schimbă câte o săptămână, da, situația. Asta este iarăși valabil pentru celelalte școli. Deci astea sunt regulile de bază după care începe școala la Cluj. S-a discutat de către conducerea școlilor împreună cu consiliul de administrație, cu părinții, astfel încât să știe fiecare ce se întâmplă. Următoarele lucruri le-am mai făcut noi. Încă din august am asigurat resurse financiare pentru toate școlile pe baza solicitărilor exprese făcute în vederea achiziționării echipamentelor pentru învățământul hibrid online. Adică calculatoare, camere de luat de veri, căști, tot ceea ce este microfoane, tot ceea ce este necesar. Și nu am primit până acum niciun fel de informație că școlile nu ar fi achiziționate sau că ar avea probleme. Deci la Cluj-Napoca, învățământul online trebuie să funcționeze în fiecare școală, pentru că din banii clujenilor aceste alocări de fonduri le-am făcut cu mult timp înainte, astfel încât școala să fie pregătită. De asemenea, am alocat toate resursele financiare necesare conform solicitărilor făcute de către școli pentru echipamente de protecție și dezinfecție. Asta înseamnă un set și un stoc de măști la fiecare școală, de asemenea echipamente de dezinfecție sau aparatură sau tot ce înseamnă săpun, cutie igienică. Nu vreau să mai cred că vreodată în Cluj-Napoca cineva va mai găsi pe o școală fără cutie igienică, fără săpun și fără dezinfectant. Acest lucru l-am discutat și rediscutat cu... Dacă se întâmplă, înseamnă că ceva s-a întâmplat acolo, la școală. E o problemă la management de acolo și anume trebuie avut în vedere o altă măsură. Deci acest lucru este de ne-negociat și de nediscutat. De asemenea, am făcut intervenții în această vară în valoare de peste 15 milioane de lei
lucrări de igienizări interioare, exterioare, cu tâncărie, reparat acoperișul, cu preizolat, fațada, echipul sanitare, bucătării, tot ce a însemnat lucrările solicitate la școli pentru ca ei să poată începe în condiții optime școala. De asemenea, am extins programul de autobuze școlare. Am ajuns acum la 14 trasee și acoperă aproximativ o distanță dus în tot de peste 200 de kilometri pe zi. Noile trasee sunt, sau noile rute pentru elevi sunt exact cele care au fost solicitate foarte mult de părinți. E vorba de Dâmburotun și Iris, cu zona centrală. E vorba de legătură de pe strada Făgeti cu Sibila Tușa, Eugen Ionescu, cu Piața Vramian, cu strada de Romanților. La aceste trasee asigurăm un polițist local în fiecare autobuz pentru ca elevii să se deplaseze în deplină siguranță la școală. Polițiștii locali asistă copiii la urcare, coborâri, ratiși al trezii, după care acestea sunt preluați de către profesori. Inițial am avut 5 trasee când am pornit proiectul de bugetare participativă cu autobuzele școlare. Am crescut la 12, l-am extins la 14 începând de anul acesta. Ce cartiere au mai rămas așa, să zicem, practic, care probabil urmează? Practic, acoperite toate zonele importante ale orașului. Nu am altă sesizare majoră în acest moment în privința acestei conexiuni și mă bucur că avem din toate cartierele Clujului în acest moment legături, astfel încât poate ajunge la școală în condiții de siguranță copiii. De asemenea, peste 450 de copii provenind din familii cu situații materiale dificilă au primit ghiozdane echipate corespunzător. Peste 100 de copii din clasele 0-1, respectiv peste 50 de copii din clasele a 2-a până la 12-a. Au primit un ghiozdan cu tot ce înseamnă dotare. Valoarea unui ghiozdan este de aproximativ 85 de lei fără TVA. Și în consecință au toate dotările pentru a asigura egalitatea de șanse a copiilor la școală. Mai precizez că începând cu luna aprilie am achiziționat peste 2100 de tablete pentru copiii care provin din familii cu venituri reduse, astfel încât să aibă acces la educație toți copiii din acest oraș. Deci, știți dumneavoastră, ar mai fi cazuri posibile care să nu dispună de măcar o tabletă? Noi ne-am pus bani de rezervă. Dacă școlile acum la începerea anului școlar vor mai identifica situații, suntem pregătiți să acoperim orice situație. Dar atunci noi am făcut un inventar foarte strict cu directorii de școli, cu fiecare diriginte, cu fiecare școală și, repet, am achiziționat 2198 de tablete. Repet, nu am alte informații, dar suntem pregătiți, dacă este cazul, să suplimentăm tot ceea ce este necesar pentru ca educația la Cluj-Napoca să fie așa cum a fost și până acum la cele mai înalte standarde, pentru că rezultatele se văd. Suntem pe primul loc la toate concursurile, că e vorba de capacitate, că e vorba de bacalaureat, că e vorba de examen de titularizare. Clujul a fost pe primul loc și sperăm să rămânem în continuare acolo, pentru că cele două principii ale mele le cunoașteți. Nu este investiție mai sigură în lumea asta decât investiție în educație, pentru că e lipsită de grija falimentului. Și doi, este tichetul tău de ieșire din sărăcie, dacă Doamne ferește, într-o situație mai dificilă, sau este tichetul pentru a maximiza șansele în viață de a avea o viață bună prin educație. Și asta trebuie început de la clasa 0 și continuat după aceea pe tot parcursul ciclului școlar. De aceea, această valoare a Clujului nu va fi abandonată, inclusiv în politica de burse. Toți cei care vor avea 8-50 angajamentul ferm al primării în fiecare an a fost foarte clar, tot primesc burse și au crescut numărul de burse de la an la an. Aveți ceva cheltuială, din fericire, aveți ceva cheltuială și cu asta. Este o cheltuială, dar, repet, e o investiție care ni se întoarce întreit în viitor pentru oraș. Gândiți-vă că un copil care e prins în sistemul educațional, ăla nu va fi în gărzi de cartier, nu va fi la droguri, nu va fi la violență, nu va fi în alte parte, când societatea va trebui să consume alți bani acolo ca să-i readucă după aceea pe calea dreaptă. Dacă de la început merg pe calea corectă și ei personal și societatea, cu toții avem de câștigat. Doar e chestiune de viziune și de a înțelege acest fenomen și n-a așteptat să acționezi pompieristic, adică să se întâmple și după aia să vezi la ce facem, că avem prea multe gărzi de cartier, avem violență, avem droguri, avem nobotani. Intră în categoria prevenției.
E întotdeauna, știți bine, ca și în sănătate, e mult mai simplu să previi și mult mai greu după aceea să îndrepti lucrurile. La Cluj, îmi repet, cu acest ecosistem educațional pe care l-am susținut de atâția ani și, evident, cu contribuția fundamentală a părinților, a copiilor și a profesorilor. Ei, până la urmă, au meritul că au dus Clujul unde este. Noi doar ne facem datoria colateral cu ce trebuie să facem de a asigura infrastructura și a pune la dispoziție aceste instrumente. Până la urmă, Clujul așa trebuie să rămână în continuare, o citadelă a învățământului și preuniversitar și universitar, pentru că e principala resursă a orașului, talentele, oamenii pregătiți în toate domeniile, e cel mai important bun pe care l-are. Mai trebuie, domnule primar, să găsiți împreună dumneavoastră și cu toată clasa politică, până la urmă, soluțiile pentru ca să-i și păstrăm aici. Asta facem la Cluj, dar nu v-am ascuns că este cel mai important obiectiv, este cel mai important proiect de țară pentru următorii ani. Dar la Cluj, și acest lucru l-a confirmat Banca Mondială când ne-a arătat că populația Clujului e în creștere, în timp ce tot ce este în țară ca oraș cade ca dimensiune demografică. Am văzut și acum la listele electorale, am plăcut și acum de la 324 la 327 de mii, așa de genul acesta, în creștere în fiecare an. În fiecare an crește populația doar a municipiului, că atât mai vorbim de zona metropolitană, unde deja ne învârtim de un jur de populație de jumătate de milion de oameni cu studenții și cu tot ce înseamnă zonele Bapatida, Scoregi, Lău, Baciu și mai departe. Deci este în creștere, asta arată că la Cluj, da, și definirea orașului nostru ca oraș magnet de către Banca Mondială este un lucru care ne onorează și arată că ceea ce ne propune să ne menținem tinerea ca să-i aduce pe cei care au plecat funcționează, dar pentru asta trebuie să muncim în fiecare zi. Cineva spunea, să-mi citi într-o carte, ca să rămâi pe loc trebuie să te miști de două ori mai repede. Adică să rămâi, da, să te locul pe care l-ai trebuie să te miști repede. Așa și este, adevărat. Trebuie să ne mișcăm în fiecare zi, să creăm condiții alternative mai bune pentru locuire, pentru transport public, pentru sănătate, pentru educație, pentru siguranță, pentru evenimente, pentru investitori să rămână la Cluj sau să vină alții cu investiții și mai mari. Deci trebuie să lucrezi în fiecare zi, nu poți să-ți permiți nici o secundă de pauză pentru că blochezi funcționarea orașului și atunci o iei în jos. Dar eu sunt bucuros că atât împreună cu colegii mei din PNL, cât și cu echipa din primărie, până în acest moment am reușit să ținem sus orașul și la standarde pe care cred eu că, ok, întotdeauna se poate și mai bine, întotdeauna se putea și mai repede, sunt de acord cu asta, dar tot ce a ținut de noi am făcut astfel încât să putem asigura o calitate a vieții bună la Cluj. De aceea, acum ne uităm și la câteva proiecte importante, chiar azi vom avea pe ordine de zi a ședinței Consiliului Local, pentru componenta orașului în care nimeni să nu fie uitat și nimeni să nu fie abandonat. Eu vorbesc mult de dimensiunea de inovare, dimensiunea de IT, care e motorul fundamental al Clujului. Dar Clujul are multe alte componente la care trebuie să ne uităm. Inclusiv cea socială de care vorbeam. Exact. Uitați, am reușit să obținem avizul de la Ministerul Educației, l-am primit ieri de la doamna Anisie, sau la altă ieri, că era făcut proiectul, pentru ca o fostă școală din, de pe calea Baciului, un teren și o clădire care este în stare de avansat de degradare, acolo să construim un cămin de bătrâni, pentru prima dată. Da, chiar acolo, în curbă. Vom construi un cămin de bătrâni cu aproximativ 70 de locuri, poate și mai mult, pentru că cei care au bani au soluții la căminele private de bătrâni. Noi ne uităm acum la cei din oraș care nu au resursa financiară să poată merge la un cămin privat și să aibă la Cluj-Napoca acces și cei cu venituri mici, așa după cum pentru cei care au venituri mici asigurăm sponsorizare sau nu sponsorizare. Cu școala aia, domnule primar, ce s-a întâmplat despre care vorbiți? Nu mai sunt copii în zonă? 90, da, n-a mai fost și a fost dezafectată. Am văzut. Sistemul educațional, pentru că n-a mai fost solicitări educaționale și ea n-a mai putut funcționa tatar, a zis ok, nu trebuie abandonată, trebuie găsită o soluție, astfel încât să facem funcțională, pentru că este și un spațiu unde poți să te și plimbi, poți să ai o condiție recreativă și se potrivește foarte bine pe profilul acesta de a crea un cămin de bătrâni și vom începe imediat ce va trece ședința de Consiliu de astăzi, să începem cu studiul de fezabilitate, pentru ca bugetul pe anul viitor deja să trecem
în construcție sau la construcția acestei entități sociale. Sunt convins că astfel de investiții e binevenite. Știți pe unde am bântuit eu zilele astea? De exemplu, am fost și pe acolo, dar scurt, așa, la o cafea. Centrală, în Mănășturi. Oh, da, în Mănășturi, bravo. Se văd parkingurile acelea. Cred că a zis parkingul Mogoșoaia, un parking în premieră națională. Dar lumea era curioasă cum va arăta Mănășturul odată ce va fi pus parkingul după primăveri în funcțiune, din perspectiva, din perspectiva impactului la aglomerație, mă refer. Păi acum, primul lucru pe care îl facem este foarte clar, că toate mașinile care astăzi stau pe trotuare, pe acolo, vor fi în parking, iar acolo vom avea poliție și nu vom accepta să vină alte mașini în locul acelora, din altă parte, ca să facem un joc cu sumă zero. Nu, acolo se va crea o calitate a vieții bună pentru cei care locuiesc, pentru că au suportat destul greutățile construcției acestei parcuri. Și le mulțumesc că au înțeles, pentru că n-a fost ușor să te descurci în condiții în care am realizat parkinguri de 300, aproape 400 de locuri de parcare pe cele trei locații cu între 200 și 400 de locuri de parcare. Că sunt trei locații în Mănășturi, două deja sunt gata, una intră astăzi în Consiliul Local pentru a da la serviciul de administrare a parcărilor și să înceapă distribuția către oameni. Unul deja a fost distribuit, cel de pe parc, de pe primăverii 20. Acum este Mogoșoaia și urmează să fie finalizat undeva până la sfârșitul lunii și parkingul de pe primăverii 8. Toate trei sunt gata. În consecință, am făcut în felul următor. Toți cei care au avut garaje desfințate, evident, au primit loc de parcare, după care, evident, se repartizează conform regulamentului de parcări locurile în parking. Dar zonele de acces, zonele din preajmă, zonele din cartier vor fi monitorizate atenție, vor monta stâlpișori să nu se mai parcheze pe trotuar, să poată ajunge copiii la școală în siguranță, pentru că sunt multe școli în preajmă acolo, adică n-am făcut spații ca să mai ducem alte mașini în locul celor care azi se dezvoltă. Așa m-am gândit, să vină alții cu alții. Vreau să se înțeleagă foarte clar că acest lucru nu va fi permis, dimpotrivă. De asemenea, acolo unde există necesar suplimentar de puncte gospodărești, vom lua câteva locuri din fostele parcări și se vor da oamenilor loc în parking, ca să se amenajeze puncte gospodărești suplimentare, ca să aibă acces decent și să se construiască puncte gospodărești îngropate. Adică preocuparea majoră acum este ca în fiecare cartier să creăm calitatea vieții așa cum este oriunde în zona centrală. Am început în Prealatru, am creat acel parking frumos. Am început acum în Mănășturi, la terenul se lucrează la baza sportivă, anul viitor în septembrie va fi gata. Avem peste 140 de hectare de spații verzi, parcuri noi sau care se amenajează. Cu parcul feroviarilor ce sunt? Este în fază de pregătire de afară licitație. Am lansat săptămâna aceasta la licitația pentru zona Cogălicianu. Lansăm și pentru feroviarilor licitația. Evident că așa aceasta merge mai departe. De asemenea, pădurile parc din preajma Clujului, că e foia pe care o face Consiliul Județean, că e pădurea Păget, pe care o facem noi, pădure parc, amenajări, ca să fie stații corespunzătoare. Am început concursul de soluții pentru parcul Est, pentru cel mai mare parc din istoria Clujului pe care să-l creăm. Lucrăm în continuare la parcul din Zorilor și la parcul din Bună Ziua. De asemenea, ne pregătim pentru licitație, pentru a da drumul la parkingurile altele noi în cartiere, fie că în Zorilor, pe Lima, fie că în Gheorghen, căutăm soluții acum în Grigorescu de parking nou și în Mărăști. Parkingul Ride de la, Park and Ride de la aeroport, în parteneriat cu Consiliul Județean, iarăși a plecat la licitație. Deci, cu alte cuvinte, se mișcă oraș în fiecare componentă a lui, în fiecare zi și fiecare proiect trebuie refesul ținut și împins de la și în același timp, demolarea garajelor va continua. Continuă. Merge și vedeți cum arată zona din Prealatru, unde am peste 500 de garaje am desfințat și arată una modernă, spune, civilizată. Și tot acolo, legat de parcul feroviarilor, în zonă există o stradă, Stephenson, pe care s-a adunat așa o comunitate ceva mai numeroasă de clujeni, de cetățeni de etnie romă, și ceilalți se plâng că sau solicită că ar trebui să meargă poliția locală mai des pe acolo pentru că sunt un pic indisciplinați, un pic mai bine. Poliția locală merge, știu de problema aceasta și este în atenția permanentă a poliției, a jandarmeriei și a poliției locale. De asemenea, împreună cu Asociația Metropolitană
Avem proiecte de construcție de locuințe sociale în diverse componente ale orașului și ale zonei metropolitane, pentru ca cei care locuiesc în zonele acestea defavorizate să fie integrat social. Și aceasta este politica de integrare noastră prin educație și locuire, care întreprinde menținerea ordinii. Am fost și ieri în Mărăști, aceeași problemă este în zona Expo Transilvania, în groapa acolo, unde am fost izolați cu anumite probleme care țin de weekend, când s-au spus că vin mașini cu persoane care aduc oameni la cerșit din județele limitrofe, și se întâmplă tot felul de lucruri. Poliția locală de fiecare dată îi monitorizează, îi prinde, îi trimite acasă. Pe cei care n-au adăpost, noi avem peste 160 de locuri disponibile și toată lumea are un acoperiș deasupra capului, încă nu voi permite sub nicio formă ca fenomenul de cerșetorie sau fenomenele asociate să prindă rădăcină la Cluj Napoca. Aici e meritul întregului ecosistem de ordine și siguranță publică, de la primărie, domnul Bonțidean, practic în fiecare zi pe agenda are această componentă și nu vom scădea. Și tot acolo în zona Expo am văzut că ați înscris în cartea funciară 3 hectare de teren. Ce vreți să faceți? Da, începem ecosistemul acolo de crearea unei baze sportive și de agrement și a unui spațiu după modelul Gheorgheni, după modelul la terenuri. Va fi un concurs de soluții, ne vom stabili. Mai avem un contract acolo cu Nervia, unde ei au vrut să facă blocuri, am câștigat în instanță să nu facă blocuri, primul lucru l-am obținut. Acum vom trece la etapa a doua, ori ei, dacă vor în cadrul contractului, ori dacă nu, noi vom ajunge până la un moment dat să scăpăm de acel contract și să facem o suprafață mare de teren acolo. După un concurs de soluții, zonă de agrement, nu blocuri. Acest lucru l-am spus, tot timp voi fi primar, nu voi semna niciun fel de autorizație pentru blocuri. M-au dat în judecată, am reușit să câștig și mulțumesc pentru faptul că la Cluj, instanțele clujene au responsabilitate civică, nu ca nu de alte locuri unde nu țin cont de regulile urbanistice și aprobă peste oraș diverse lucruri. La Cluj, și când am fost pe bună ziua, instanțele de judecată ne-au dat dreptate să mergem mai departe. Bun. Și să... Întrebare scurtă de la cetățeni. Și în cazul parcului din Zorilor și în cazul din Expo Transilvania, am reușit împreună cu legea să oprim avalanșa asta de soluții. Și asta înseamnă că undeva la anul ar putea începe lucrările acolo? La nu, Expo. Probabil că e puțin probabil la anul, pentru că trebuie un concurs de soluții, articulat, proiect, scos la licitație, e realist că nu poate începe asta într-un an de zile. Știu, la vaccinarea cea mare de an, nu pot să-mi permit să le spun. O întrebare foarte scurtă de la oameni. Dacă se mai deschide anul acesta OSER-ul sau nu? Din estimările dumneavoastră. Eu cred că se va deschide. Decizia aparține Direcției de Sănătate Publică, pentru că ei evaluează riscul epidemiologic și avizează pozitiv sau negativ. Până acum am primit aviz negativ. Vom vedea cum evoluează situația și vă vom informa. În funcție de această decizie a DSP-ului, vom deschide sau menține în continuare această formulă. Și ultima întrebare pentru astăzi, pentru că ia câte cum s-a dus timpul. Strada Mihail Cogălnicianu, ce urmează să se întâmple acolo? În primul rând vreau să le spun clujenilor următorul lucru acolo. Pe Avram Iancu s-a făcut un parking de aproximativ 400 de locuri. Deci cine ne întreabă, domnule, unde vor parca oamenii care mai au mașini pe acolo, spun două lucruri. Primul rând, riveranii vor avea acces să-și parcheze mașinile acasă, în curțile lor, la fel ca până acum, fără excepție. Cei care merg însă astăzi și lasă mașinile acolo vor avea un parking la dispoziție pe strada Vremeancu, parcare care deja este în construcție, unde e cimitirul. Da. Parking la câțiva metri, 50 de metri de strada Cogălnicianu. Iar în rest, acolo va deveni o zonă, repet, de agrement, de promenadă, de pietonală, de sharing space, cum se numește, de nivel european, cu toate facilitățile, cu toate dotările, astfel încât aria din centrul Clujului pietonală să se extindă. Acum, dacă mergeți în piața muzeului sau pe Mirzola sau pe Grozner sau pe strada Ferdinand, pur și simplu nu mai recunoașteți Clujul. Așa va fi și pe Cogălnicianu. Faceți-vă poze că nu veți mai recunoaște strada și zona universității. Va fi una așa cum trebuie să arate pentru clujeni, care au nevoie de servicii în continuare de calitate și au nevoie de spații europene, pentru că dacă vrem să fim în continuare pe primul loc și să atragem și turiști, de ce nu, dar mai ales să creăm o calitate a vieții, așa cum clujene o întâlnesc când mergem în străinătate și să-i ținem aici, trebuie să lucrăm la fiecare proiect. Dar această zonă va fi una, vă asigur, de referință pentru Cluj-Napoca.
Da, trebuie să ne oprim aici. Vă mulțumesc tare mult pentru prezentare. Vă aștept și joia viitoare cu noi vești. Vrem noi, numai vești bune vrem. Noi ne suntem prea pretențioși. Și să ne bucurăm de mici bucurii ale fiecărei zile, pentru că bucurile mici fac bucurile mari. Așa că dacă se întâmplă ceva bun în preajma noastră, să ne bucurăm și să susținem cât mai multe lucruri bune. Mulțumesc mult, o săptămână excelentă să aveți și spor în toate. Mulțumesc frumos. Dragi prieteni, ne oprim aici, luăm o scurtă pauză muzicală și revenim cu ce credeți. Cu ce v-am obișnuit zi de zi? Emisiune electorală. Rămâneți cu noi! Ai ascultat Talk Show Direct cu Lucian Danciu.